spectator, numele meu este Mihai Hrenciuc, sunt președintele organizației municipale a Partidului Verde și mă prezint în fața dumneavoastră în calitate de candidat pentru alegerile locale, într-o dublă ipostază, candidat pentru Consiliul Municipal și candidat pentru Consiliul Județean. Să vă spun câteva cuvinte despre mine, pentru că nu sunt o personalitate care a făcut politică în ultimii 30 ani și probabil sunt mai puțin cunoscut pe scena politică a orașului. După o carieră de aproape 30 de ani în sistemul bancar, am ieșit la pensie acum un an, doi, și am decis să mă implic în politică alături de Partidul Verde. De ce am ales Partidul Verde? Am ales Partidul Verde pentru că este un partid care are în doctrina sa protejarea omului și protejarea naturii. Cum se poate face protejarea omului? Protejarea omului se poate face prin educație. Cum se poate face protejarea naturii? Tot prin educația omului. Un om educat va ști întotdeauna că dacă distruge natura, înseamnă moarte. Natura este însăși viața. Despre cariera mea anterioară pot spune că am absolvit o facultate de matematică, am specializări în informatică, specializări în management bancar și un masterat în economie. Partidul Verde m-a atras de la bun început pentru că, în afară de doctrina sa foarte generoasă față de mediu și față de oameni, este un partid care nu a fost implicat în guvernarea ultimilor 30 de ani în România, deci nu îi se poate imputa nimic din ceea ce s-a întâmplat rău sau ce nu s-a întâmplat spre binele comunităților din țara noastră. Partidul Verde, de la bun început, a fost primit în sânul marelui partid al verzilor din Europa și, făcând parte din acest grup de parlamentari care are și reprezentare parlamentară în Parlamentul European, este o mândrie că în România începe să ia avânt acest spirit al verzilor. Din expunerea mea v-ați dat seama că una dintre prioritățile pe care le vom aborda în cazul în care candidații noștri vor ajunge în consiliile locale unde candidează, este aceea a învățământului, a educației. De aici pleacă totul. O simplă comparație vă pot prezenta. Atât România cât și Finlanda și-au cucerit independența în 1918, acum 100 de ani. Unde este Finlanda din punct de vedere al educației populației? Este în topul celor mai educate și cu școlile cele mai dezvoltate din lume, pe când România este undeva mai la coadă. La un moment dat avea un procent de 40% de cetățeni cu analfabetism funcțional. Deci, aceasta trebuie să fie prioritatea noastră. Îmi doresc ca în orașul nostru, în județul nostru, să avem cât mai multe școli și exemplele nu sunt departe. Chiar la noi, în România, dacă ne uităm la comuna Ciucud, în județul Alba, care a reușit să facă o școală smart, ți este mai mare dragul, se compară cu cele mai frumoase școli și dotate din Europa, cu table inteligente, cu acum, în plină pandemie, au reușit chiar să pună niște detectoare care avertizează profesorii și copiii că nu au masca pusă, au detectoare în clasă care determină gradul de dioxid de carbon și așa mai departe. Așa ceva visez și eu. Bineînțeles că va fi imposibil să facem toate școlile, dar măcar 8-10 școli să reușim să facem și noi în județ ar fi o mare mândrie. Un alt punct pe agenda noastră a proiectelor, și trebuie să vă spun că proiectele noastre s-au născut nu numai din dorința noastră de a prezenta ceva publicului, nu! Am făcut un sondaj de opinie în oraș ca să ne dăm seama ceea ce își doresc vâlcenii cu adevărat. Și pe primul loc a rezultat că vâlcenii își doresc, după învățământ pe care l-am pomenit, servicii medicale gratuite, deci servicii medicale oferite de stat de înaltă calitate. Și aici, într-adevăr, trebuie lucrat foarte mult. Spitalele noastre care există, spitalul cel vechi, cum e cunoscut, are 125 de ani de existență, și celălalt spital, spitalul județean, are și el aproape 50 de ani de existență. Într-adevăr, la spitalul județean s-au mai făcut unele lucrări de modernizare, s-a mai îmbunătățit condițiile de acolo, dar credem și proiectul nostru este ca municipalitatea să preia pe modelul marilor spitale municipale din Cluj, din Oradea, Timișoara, să preia spitalul cel vechi, să păstreze clădirea veche cu arhitectura anilor 1900, iar în locul celorlalte anexe să construiască un complex modern spitalicesc,
concomitent cu, vrem și lucrul acesta, mutarea stației de ambulanță într-o locație potrivită unde să-i asigure și un heliport. Știm foarte bine ce s-a întâmplat când elicopterul Sumut nu a putut să aterizeze pentru a prelua un bolnav grav. De asemenea, pe locul 2, în preferințele bucenilor, a rezultat dorința acestora pentru parcuri, locuri de agrement. Dar nu parcuri care să fac printre betoane sau printre blocuri cu niște punișori firavi plantați acum. Nu. Noi ne gândim la un parc adevărat, cum este Parcul Zăvoi, care are peste 170 de ani vechime, un parc într-o pădure seculară și am identificat noi aici cu acordul proprietarilor sau cu acordul ocolului civic, pentru că o parte din terenuri aparțin statului, o parte aparțin proprietarilor individuali, în zona unde se termină bulevardul Demrădulescu, unde sunt acele păduri pe stânga și pe dreapta, măcar în una dintre părți, în partea dreaptă, să creăm un parc, într-adevăr, care se poate numi parc, dar pe care să avem grijă să-l adaptăm cerințelor de parc, nu betonând alei, nu punând borduri, având grijă foarte mult să dezvoltăm niște alei. Am văzut niște modele de alei prin țările nordice, unde erau făcute din lemn, băncuțe tot din lemn, adică se păstra cât de cât cadrul. Și atunci, realizând și acest parc, am obține în zona de sud a orașului un complex de agrement foarte atractiv, care ar satisface toate nevoile de recreere pentru populația orașului. În ultimul rând, proiectele noastre sunt multe. Le avem expuse în totalitate pe site-ul nostru www.partidulverdevulcea.com, dar mai mă opresc la unul singur pe care l-am simțit ca cetățean al acestui oraș. M-am născut aici, am trăit aici. Consiliul local aș vrea să redevină ceea ce trebuie să fie el cu adevărat. Forul legislativ al orașului. Nu o unealtă în mâna administrației care votează pe bandă ceea ce se propune. Nu. El trebuie să fie cel care hotărăște ce este bine pentru comunitate, iar executivul primăriei să pună în aplicare ceea ce se hotărăște. În final, vreau să vă spun că noi, Partidul Verde, milităm și încercăm să producem o schimbare pe scena politică, nu numai în orașul și județul nostru. Avem idealul să pătrundem și în Parlament la toamnă, astfel încât să putem produce o schimbare reală în politica românească. Probabil că știți, sau dacă nu știți, vă spun acum, președintele partidului nostru este cunoscutul actor Florin Călinescu, care a decis în urmă cu un an să se implice și el în viața politică și își dorește o schimbare radicală. Ne-am săturat de aceste partide care conduc de 30 de ani și rezultatele se văd în acest moment. De aceea, vă așteptăm cu mare drag pe 27 septembrie să veniți la votare, să căutați sigla Partidului Verde, adică Floarea Soarelui, pentru că verdele reprezintă viitorul orașului, viitorul județului, viitorul țării, viitorul planetei. Nu avem altă planetă unde să plecăm dacă ne batem joc de aceasta. Vă mulțumesc!